doamnilor, în aplauzele dumneavoastră, maestrul Taragotului, Adrian Neamțu! Dragii mei, mă bucur nespus de mult că și în această seară am reușit să fim împreună ca și acum un an și parcă anul ăsta e mai frumos. Mai multă lume, timpul mai frumos, Dumnezeu a fost cu noi și astăzi ne-a rânduit o vreme aici să ne bucurăm și să ne bucurăm de tot ce avem. Mulțumim domnului primar. Deci, omul ăsta este un om deosebit. Îi mulțumesc pentru invitație și pentru că și în acest an au avut încredere în Adi Neamțu și formația și programul a fost ales împreună cu mare atenție, soliști de valoare, să vă cânte frumos și să vă distrați, să vă simțiți bine. Eu vă doresc din suflet o seară frumoasă în continuare și să dea Dumnezeu să ne vedem, de ce nu, poate și la anul. Dacă o fi bine și Dumnezeu ajută. Vă pup, vă iubesc, mulțumesc încă o dată conducerii primăriei, consiliului, domnului primar, doamnei secretare, toți consilierii și toți care au făcut posibilă venirea noastră în această seară aici. Mulțumesc, doamna Rodica, și promit că data viitoare o să stăpânesc emoțiile mai bine și pot să vă interpretez ceva. Ea nu te lasă să pleci așa de repede. Băieții pot să se retragă dacă vor, că eu n-am nicio problemă. Puteți să scoateți ce doriți dumneavoastră, că eu vreau să-i spun doar lui Adi așa. Știu că l-am luat prin surprindere un picuț, dar anul trecut ai promis că vii cu nume mari anul acesta. Ca atare nu te-ai dezmințit absolut deloc și ați văzut că începând de la ora 15 nu am avut decât nume foarte, foarte mari și asta datorită cui crezi? Datorită lui Adi. Pentru că un om de valoare, atunci când are cuvânt în fața omului, și Adrian are un cuvânt în fața multor artiști, unii dintre ei, dacă au avut alt program, și l-au schimbat pentru noi. Ceea ce este un lucru minunat și pot să spun că și l-au schimbat nu neapărat pentru noi localnicii din Telmaci, ci pentru Adi.